Nața! Haideți să vă spun opinia mea despre Ethereum Merge și ce cred eu că se va întâmpla și luați în calcul aceste aspecte care vi le spun acum. Cred că foarte mulți din deținătorii Ethereum sau potențialii investitori au fost păcăliți. Și haideți să vă spun de ce. Bun. Cel mai mare, al doilea blockchain din lume oficial a trecut la proof of stake, să zic așa. Asta reduce consumul de energie până la 99%, dar creează și un mare risc. Bun. De ce? Deci, ca să aveți la stake Ethereum în contul vostru personal, trebuie să blocați 32 de Ethereum în rețea să zic așa. Asta înseamnă cam 50.000 de dolari. Iar din cauza asta, exchange au creat un pool. Deci toate exchange au creat un pool care îți dau voie să, faci un, să le închiriezi lor sau să le faci lor lending pe Ethereum. Bun. Până aici nimic rău. Deci poți să faceți stake orice amount și să fiți plătiți pentru asta ca un, într-un reward. Problema apare 64% din tot volumul de Ethereum, da, care există momentan este uh, făcut un hold de cele mai mari uh, 5 exchange din lume. Ceea ce face Ethereum după uh, acest merge mult mai centralizat. Iar asta poate fi o problemă uh, foarte serioasă. De aceea uh, de ce, pentru că aceste companii trebuie să urmeze regulile din țara lor, sec, deci trebuie să urmeze regulile care li se impun, ca să zic așa. Otherwise, they will be shot. Bun, cea, acest lucru l-ați văzut și în Canada, acest an, când a fost acele 34 de sancțiuni care au fost aplicate wallet-urilor. Bun. La Proof of Work guvernul nu poate controla uh, aseturile, pe când la Proof of Stake da, și vor fi regularizate și ei pot controla uh, Ethereum. De aceea cred că treburile nu vor sta chiar așa cum uh, crede mult lume pentru Ethereum. Vom vedea, acestea fiind spuse, haideți să ne uităm uh, la Ethereum pe ziua de astăzi. Bun, vine weekendul ceea ce creează volatilitate. Suntem pe un time frame mic dar dacă ne uităm pe uh, un large picture să zic așa, veți vedea că Ethereum s-a respins aici undeva la 1612 pe data de 15 ieri și este în picaj. De ce este în picaj? Pentru că mulți au crezut că se vor îmbogăți uh, la uh, acest uh, Change, să zic așa care l-au făcut foarte mare, greșit. Și cred că Ethereum va mai scădea. Până unde? Le-am spus membrilor ieri pe grup. Și ieri am dat acest semnal pe Ethereum pe short, publicat de Expert Crypto, target 1 1400, target 2 1300, target 3 1200 de dolari. Și rezultatele se văd. Vă pun doar două screenshot-uri, sunt mult mai multe. Cu un leverage de 10 s-a făcut un 37% profit lejer, dar cei mai, uh, uh, care au vrut să riște un pic mai mult au făcut și un profit mult mai mare. Bun. Dacă Ethereum va mai pica sau nu și unde poate ajunge, intrați pe site-ul nostru www.expertcrypto.co.uk și găsiți acolo... Toate detaliile și analiza noastră. Acesta este site-ul. Tot aici puteți achiziționa uh, pachetele noastre de pe site, și aici găsiți cursul de trading, iar uh, aici găsiți accesul la Telegram care este gratuit, și aici este pachetul de semnale. Bun, acestea fiind spuse, haideți să ne uităm pe Crypto 360 astăzi. Și, așa cum v-am spus, Ethereum este cel mai roșu, sângerează cel mai mult. Bine, toată piața este praf. Avaxul, la fel, a scăzut foarte mult, Bitcoin 19758. Nu uitați că Bitcoin. Haideți să intrăm direct pe el. Bun, o să mult time frame-ul aici și Bitcoin este pe cale să facă istorie. Când zilele acestea? Mai exact săptămâna care urmează. Să vă spun de ce. De exemplu, am văd foarte mulți oameni, urmăresc și eu, youtuber sau știu eu, podcasturi sau pe oricine care este interesat de cripto. Toată lumea este alertată de faptul că Bitcoin o să scadă. Păi și nu văd logica. De ce trebuie să fim alertați de acest aspect? Cu cât scade mai mult, cu atât cumpărăm mai mult. Tehnica, așa se facă businessurile, afacerile, cumperi ieftin, vin scump nu o să stăm la coadă la Bitcoin cum asta la benzină. Când era ieftin, nu cumpăra nimeni, când s-a scumpit, erau coadă, toți stăteau. Mm, nu prea logic am cu virgule. Bun, tehnic, săptămâna viitoare avem ședința Fed. L-am arătat și ieri, Fed Diary. Găsiți aici în ședința Fed, nu no, este Atlanta, cer scuze. Ați găsit calendarul, și avem în această săptămână care urmează noua ședință Fed, în care vom anunța, vom vedea noile interest rates. Lucru care cred eu că interest rates vor fi mărit undeva cu 1%, ceea ce va duce Bitcoin la. Un colaps și putem coborâ în jurul zonei de 17500 straight away în aceeași zi. Este doar opinia mea, nu văd de ce nu s-ar întâmpla acest lucru. Consumer price este absolut huge ridicat. Au crescut serviciile cu 3%, au crescut alimentele cu 2,9%, CPI data pe data de 13 au fost făcute release și sunt foarte mari. Nu văd niciun motiv ca Bitcoin să poată urca. Asta este doar opinia mea, de aceea nu avem volum, nu avem nimic. Deci tehnic sunt șanse mari să scădem pe weekly time frame. De aceea pregătiți-vă pentru că cei care doriți să investiți, posibil să fie posibilitatea vieții. Atenție, nu este o garanție, nu este sfat financiar, nimeni nu e Nostradamus. Eu doar vă spun din ce studiez, dar uitați-vă și voi aici, volumul praf și nu numai pe Bitcoin, pe tot volumul praf, pentru că a scăzut încrederea în cryptocurrency, s-a întâmplat lucrul ăsta mereu și ascultam un individ care a prezis criza din 2008 și problemele de acolo și a spus, ieri mă uitam pe Twitter-ul Twitter lui și spunea că va urma un mare crash, rămâne de văzut acest lucru. Tehnic vine weekendul, volatilitate extrem de mare, nu găsesc nimic pozitiv să vă prezint, de aceea vă spun doar să fiți pregătiți pentru ce este mai rău. Vă pupă John, de obicei sunt un uh, tip pozitiv, îmi place să văd partea bună a problemei, momentan nu găsesc nimic bun să vă prezint decât aceste știri negative, care tehnic pentru mine sunt o oportunitate. Dacă vreți să faceți bani, vă recomand shorturile în această perioadă. Vă pup și numai bine!